În România sunt ascunse obiective turistice pe care nu le veți găsi nicăieri în lume. România, de asemenea, ascunde foarte multe obiective turistice, foarte puțin știute de oameni. Printre ele se află și un oraș scufundat, care este unic în lume. Mulți dintre noi au trecut prin acea zonă cu mașina, fără să știe nimic de existența acestui oraș. Pus în fața unei situații foarte ciudate, Nicolae Ceaușescu avea să dea un ordin ca tot ce există așezământ în zona respectivă să fie inundat. Unde se află orașul scufundat din România și de ce a băgat sub ape această așezare unică în lume Nicolae Ceaușescu? Despre toate acestea, dragi prieteni, vom vorbi în episodul de astăzi. Înainte să începem, desigur, dacă vreți să fiți la curent cu documentarele, teoriile incredibile, materialele neconformiste, desecretizări și multe altele pe care le pregătim pentru voi aici în viitor, pe canalul Adevăruri Secrete, apăsați total gratuit butonul roșu de subscribe sau abonează-te și clopoțelul pentru a fi imediat alertați când lansăm materiale în exclusivitate special pentru voi, astfel încât să nu mai pierdeți nicio secundă și să fiți informați la timp. Așadar, oameni buni, unde este orașul scufundat din România? Orașul acesta are o istorie interesantă. Potrivit istoricilor, urbea a fost îngropată sub ape chiar de Nicolae Ceaușescu. În urmă cu 50 de ani, fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu a decis, miraculos, să sacrifice un oraș pentru a construi o hidrocentrală. Mai exact, orașul scufundat de Ceaușescu este Orșova Veche. Între 1964 și 1972, fostul dictator român a ordonat construcția uneia dintre cele mai mari hidrocentrale din Europa, adică, bineînțeles, Porțile de Fier 1. Se pare că pentru această măreață realizare, orașul încărcat cu o mare valoare istorică trebuia scufundat. Foarte interesant, oameni buni, este că ruinele orașului pot fi văzute doar când lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1 este golit. Nicolae Ceaușescu nu a scufundat doar acest oraș și puțin știu că acest lucru a însemnat ca anumite așezări să fie înghițite de ape. Și aici este vorba de insula Ada Kaleh, orașul Orșova și vechea comună Dubova. Oameni buni, mulți dintre voi știu însă că una dintre marile realizări comuniste realizate în perioada în care Nicolae Ceaușescu s-a aflat la conducerea PCR a fost, desigur, hidrocentrala Porțile de Fier 1. A fost considerată una dintre cele mai mari hidrocentrale din Europa. Construcția propriu-zisă a avut, bineînțeles, din păcate, și sacrificii umane, dar și aceste așezări scufundate. Și chiar dacă orașul Orșova Veche era un așezământ cu încărcătură istorică, oameni buni, extrem de importantă, nu a contat pentru cel mai iubit fiu al poporului. După venirea sa la conducerea PCR și ulterior a statului socialist, Nicolae Ceaușescu avea să demareze unul dintre cele mai mari proiecte de industrializare a României comuniste. Asta a însemnat construirea unor mamuturi industriale, care aveau să producă diferite materii prime trimise majoritatea către export. Avea să se întâmple strămutarea țăranilor în orașe nou construite și nivelarea zonelor sătești, devenite ulterior terenuri agricole, dar și construcția unor instalații ce aveau să ajute la producția de energie electrică, printre acestea fiind și proiectul celei mai mari hidrocentrale din Europa, Porțile de Fier 1 și ulterior Porțile de Fier 2. Ideea acestei hidrocentrale, dragi prieteni, apărea în anul 1956, la întâlnirea oficială între guvernul României de atunci și vecinii noștri din Iugoslavia. În 1964, adică aproximativ 10 ani mai târziu, se semna acordul între cele două state și începea construcția hidrocentralei Porțile de Fier 1, ce avea să fie finalizată abia 8 ani mai târziu, în 1972, când Nicolae Ceaușescu se afla la conducerea statului român. Însă arhitecții și cei care aveau să construiască propriu-zis s-au lovit de o mare problemă. Cum să construiască hidrocentrala în locul cerut de dictator, având în vedere că aici exista una dintre cele mai vechi așezăminte, cu încărcătură istorică importantă, cum spuneam mai devreme, orașul Orșova Veche. Pus în fața acestei dileme, Nicolae Ceaușescu avea să dea un ordin rapid și foarte strict, astfel încât acea zonă să fie inundată peste noapte. Așa se face că locuitorii din Orșova Veche s-au trezit mutați peste noapte din case, unii fără a putea să-și ia tot din case.
pentru acei dintre voi care își mai aduc aminte de oraș, își aduc aminte și de faptul că Orșova Veche a fost castru roman, construit de împăratul Constantin cel Mare în anul 324. De la acel moment până în 1824, când a avut loc Revoluția Pașoptistă, Orșova Veche, oameni buni, a devenit unul dintre importantele centre comerciale și sociale. După plecarea românilor din teritoriile ocupate, documentele istorice spun că aici a crescut o adevărată comunitate, iar în secolul al XVIII-lea, Orșova Veche era deja un oraș înfloritor. Alte documente istorice spun că aici, în anul 1821, binecunoscutul Tudor Vladimirescu, personalitatea puternică a mișcării pașoptiste, și-a adunat trupele cu care avea să se îndrepte spre București. Din păcate, mulțumită mult iubitului nostru fiu al poporului, atât acest oraș, cât și celebra insulă Ada Kaleh, precum și comuna Dubova, aveau să dispară în anii socialismului, iar astăzi se mai văd doar ruine ale acestor așezări pline de istorie. Ultima oară când s-au putut vedea ruinele orașului Orșova Veche de sub apă a fost acum aproximativ 9 ani, când s-a golit lacul de acumulare de la porțile de fier. În zona cazanelor Dunării, orașul scufundat din România nu este însă singurul obiectiv turistic de aici. Multe dintre ele însă nu se văd de pe mal. De exemplu, dragi prieteni, pe un versant se află singurul loc din lume unde crește lealeaua sălbatică, care înflorește o singură săptămână pe an. Acești versanți adăpostesc și câteva crevase și grote care au atât acces de pe uscat, din munte, cât și direct din Dunăre, cu bărcile. În buza peșterii Ponikova, fluviul are cea mai îngustă albie, în jur de 200 de metri, așa că prin acest loc ferit au reușit să fugă mulți români din țară, înainte de Revoluție, trecând în not la vecinii noștri sârbi. Vreau să vorbim un pic și să vă aduc în atenție și insula Ada Kaleh, despre care mulți dintre români nici nu știu că a existat. Aceasta a fost și ea scufundată odată cu Orșova Veche de celebrul Nicolae Ceaușescu. Printre cele mai valoroase comori ale României, oameni buni, cu o istorie de sute de ani, se numără insula Ada Kaleh. Această fâșie de pământ de aproximativ 1,7 km lungime și 500 de metri lățime a fost așezată chiar în mijlocul Dunării, la 3 km de orășelul Orșova. Însă, cum spuneam la începutul acestui videoclip, hidrocentrala Porțile de Fier a năruit în anul 1970, ceea ce putea fi astăzi cel mai atractiv punct turistic din România. Ada Kaleh înseamnă în limba turcă insula fortăreață și a fost locuită încă din antichitate. Herodot amintea de ea și o descria. Lungimea insulei este de 200 de stadii, îngustă, plină de măslini și de viață sălbatică. Se pare că prima atestare documentară este un raport al cavalerilor teotoni din 22 februarie 1430 despre fortificațiile bănățene, care vorbește despre insula San cu 216 oameni. În 1430, locul devine cunoscut drept Ada Kaleh și a rămas în posesia turcă aflată sub ocupație austro-ungară până în anul 1918-1920, când a devenit teritoriu românesc, chiar dacă era locuită în totalitate de turci. Oameni buni, în ciuda expansiunii comunismului în România, Ada Kaleh rămăsese singurul loc unde timpul se oprise, unde oamenii trăiau după aceleași legi vechi de sute de ani și se răsfățau cu aceleași tabieturi. Un fel de cafea făcută la nisip cu aromă deosebită, un parfum de trandafir unic, bijuterii făcute manual la prețuri modice și tutun de calitate 100% natural. Însă ambiția lui Nicolae Ceaușescu de a duce România pe cele mai înalte culmi ale industrializării a distrus Ada Kaleh. Deși mulți locuitori au sperat mereu într-un miracol, inevitabilul s-a produs. Insula a fost scufundată în primăvara anului 1970, după ce mai multe clădiri au fost demolate înainte de inundare. S-a încercat refacerea lor pe insula Șinian, dar proiectul a fost abandonat deoarece locuitorii s-au mutat în alte zone ale țării sau chiar au plecat în Turcia. Tot ce s-a putut muta pe Șinian au fost doar zidurile fortăreței și mormântul lui Miskin Baba, considerat un sfânt musulman de către locuitorii insulei. Din păcate, în prezent, totul este răsat în paragină și cu greu se poate vedea un indicator pe care scrie Ada Kaleh.
Din păcate, au rămas doar legendele și regretul celor care au locuit odată aici sau au vizitat măcar odată în viață un loc care fusese unic în lume. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut acest material și l-ați găsit informativ, dați-i un like și, desigur, dați-i un share distribuindu-l mai departe. De asemenea, apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul ca să fiți la curent cu documentarele și teoriile incredibile prezentate pe canalul Adevăruri Secrete. Până data viitoare, vizionați și alte documentare de pe acest canal, foarte interesante, și să auzim numai de bine, dragi români! Oh, yeah.